Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale din Iași a deschis pentru public sălile de expoziții din noul sediu aflat în incinta Muzeului Național al Literaturii Române din Iași. În expoziția de artă pot fi admirate lucrări ale artiștilor populari din întreaga țară adunate de 30 de ani în patrimoniul instituției. Cealaltă sală de expoziție este rezervată expozițiilor temporare, care pe parcursul lunii ianuarie a găzduit o expoziție de măști ale alaiurilor jocurilor de iarnă, având ca element central cerbul, așa cum îl regăsim în majoritatea alaiurilor din județul Iași. Întorcându-ne la sala în care ne aflăm acum, aceasta este dedicată ceramicii tradiționale și a urmărit în amenajare două principii. Primul dintre ele se referă la faptul că ne-am dorit să punem în valoare cele trei centre reprezentative ale județului Iași. Din păcate, doar unul dintre ele mai este funcțional în momentul de față.